Acum, la toate festivalurile, și mai ales și aici în Timiș, adică colegii noștri de pe Antidrog chiar fac campanii, se duc, sunt prezenți acolo. Și ca organizator nu-ți dorești să fie droguri la festival, dar, din păcate, nu ai cum să verifici fiecare persoană care ți intră la festival, n-ai cum să dovedești că are sau nu droga asupra sa. Ca și părinte, clar, mai ales dacă vârsta copilului este la adolescență sau se apropie de perioada adultă, clar își dorește să meargă la un festival. Nici nu poți să interzici, pentru că până la urmă găsește el o cale să se ducă, chiar împotriva voinței tale, în sensul că îți pleacă de acasă și nu știe unde se află, tu știi că e la un coleg sau cine știe pe unde, dar până la urmă copilul trebuie pregătit din timp, nu înainte de festival îi spunem, știi, nu te duci și nu consumi, pentru că tentația este foarte mare, mai ales când există, când se duc în grupuri, pentru că nu se duc singuri la festival, se duc în grupuri și clar unul poate din grup consumă și atunci spune, hai să te simți și tu bine, hai să vezi ce cool e și simți altfel muzica, altfel vibrația, ia și tu un fum sau ia și tu o doză, da? Această luptă nu începe la adolescență, această luptă o începem când deja copilul, pot să spun din clasa 4-a, 5-a, deja înțelege situația, înțelege ce se întâmplă în jurul lui, trebuie să explicăm tot timpul copilului care sunt pericolele. Și bineînțeles este vorba de un atașament și o comunicare pe care trebuie să o avem cu copilul nostru, pentru că în momentul în care această comunicare nu există și venim doar cu interdicții sau doar cu reguli, copilul nu le va respecta. Și clar, când va fi vorba de un festival, se va duce și va face ce va face colegul. Dar dacă există această comunicare și copilul înțelege, ok, în grup poate să existe un consumator, are o problemă, sau nu s-a apucat de drog doar așa pentru că există ceva întotdeauna acolo în copilul, o lipsă de afecțiune, o lipsă de timp a părinților, există întotdeauna o ceva, o problemă.